Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la această emisiune și am din nou trei invitații la emisiunea de dezbatere electorală. Am zis să începem cu domnul Matei Catrinoiu, că este obișnuit cu emisiunile de televiziune. Colegii încă nu au participat la o dezbatere electorală, dar au ocazia acum pentru prima dată. Deci, domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSC de la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu din partea Partidului Național Sărănești Crescut și Democrat, cum spuneam, și pentru funcția de consilier local. Bine ați venit în emisiunea Ordinea de zi. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii care se uită la postul de dumneavoastră de televiziune. Și se uită mulți. Domnul Eugen Alexandrescu, candidat ALDE pentru funcția de primar al Comunei Jupânești. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag. Și domnul Ionuț Drăgoi, candidat PSD la funcția de consilier județean. Bună seara și mulțumesc de invitație! Mă bucur că ați răspuns prezent invitației noastre, mai ales că aveți foarte multă treabă în campania electorală, dar comunicarea cu cetățenii este multiplicată prin intermediul televiziunilor, așa că e foarte bine că se fac și aceste emisiuni de dezbatere electorală, că asta avem noi, emisiunea de dezbatere electorală. Și o să începem, dăm drumul la cronometru cu domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSC de Gorj la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și consilier local. Poftiți, domnul Catrinoiu, ce planuri aveți în continuare pentru Târgu Jiu? Ce doriți să ne comunicați? După câte se observă, am și suflecat mânicile. Sunt gata pentru a prelua funcția de primar și mă adresez târgujienilor cu siguranță că împreună putem face treabă. Am spus-o de fiecare dată și trebuie să o repet ori de câte ori este necesar. Faptul că noi trăim în acest minunat oraș, unde numărul de populație a început să scadă vertiginos, trebuie să se găsească soluțiile cele mai importante pentru a stimula natalitatea și ca tinerile mame să aibă cât mai mulți copii. Pentru aceasta, PNCCD s-a gândit ca pentru fiecare mamă, când naște un copil, să primească o sumă de 5.000 de lei ca și indemnizație. Această sumă ar acoperi cu siguranță nevoile pentru un an de zile la bebeluși, adică pampers și tot ceea ce trebuie. De ce spun acest lucru? Pentru că, vedeți noastră, sunt unele mame care nu au nici măcar servici, nasc copii și nu pot să îi întrețină așa cum se cuvine. De aici și o serie de renunțări la propriul copil. Au fost atâtea cazuri în țara aceasta când i-au lăsat în pungi de plastic pe marginea drumului sau în tomberoane. Și oricum natalitatea scade. Chiar dacă nu-i aruncă, nu-i fac deloc. Da, pentru acest lucru, datorită sărăciei în care am fost aduși și cu voia și fără voia, dar și de către alții. Ca om care am trecut prin multe greutăți ale vieții, analizând la rece tot ceea ce se întâmplă, cred că trebuie să abordăm mult mai profund problemele tineretului, pentru că dacă noi ăștia mai în vârstă nu o facem acum, când încă mai putem, probabil îi afundăm în mai multe probleme și de aici acele rezultate care fac ca tinerii noștri să părăsească zonele din care se află, atât din Târgu Jiu, cât și din tot județul și din toată țara. Sunt peste 3 milioane de, sau poate chiar 4 de tineri și oameni care au plecat la muncă în străinătate. De aceea m-am
hotărât ca în această campanie electorală să nu atac pe nimeni, din contră, să merg cu idei constructive pentru a face ceva pentru orașul Târgu Jiu. 30 de secunde. Am să continui ideea după ce voi punta, și anume voi vorbi de faptul că am de gând să mansardez toate blocurile pentru ca apartamentele și garsonierele rezultate să revină tinerilor care nu au de nici unele. Ori venind în sprijinul lor cu locuință, îi stabilizăm. S-a terminat timpul. Acum, haideți să vedem ce propune domnul Eugen Alexandrescu, candidatul ALDE pentru funcția de primar al comunei Jupânești. Ce dorește dumnealui, cum vede partidul ALDE și dumnealui viitorul Jupâneștiului dacă ar fi condus de ALDE? Deci, dacă mâine ați fi primar, de ce treabă v-ați apuca? Ce să zic, asta a fost și factorul care m-a determinat să intru în această campanie, în această cursă, să zic așa. Principalul considerent a fost faptul că în prisma serviciului lucrez la Ocolul Silvic Cărbulești, sunt șef de district la, în raza comunelor Săulești Aninoasa. Am râmnit așa, am invidiat aceste două localități și chiar mai multe localități din zonă. În speță ce vreau să vă spun, comuna Jupânești nu beneficiază și la ora actuală nu beneficiază de apă, canalizare, gaze și altele care... Nimic probabil, din toate utilitățile astea nu există? Nu există, apă? Da. Suntem singura comună de n-aveți pe... Apă? De pe apă? Nu avem apă, dar la rețea. Nu, nu, e, nu asta, există rețea e un vis sau... apa. Nu există, nu nici există rețeaua? Nu există nici rețeaua, nici... Asta e real. Câte sate are comuna Jupânești? Comuna Jupânești are 4 sate. Mic. Mică comună. Și unități economice aveți pe raza județului? Nu. Nu avem. Avem câteva magazine. Eu știu câteva magazine, să zic așa, da. Deci probabil că și bugetul este foarte mic. Da, dar nu, asta nu este o scuză că bugetul nu, este... Nu, trag niște concluzii. Deci sunt majoritatea comunelor din Valea, pe Valea, de pe Valea Gilortului, bugetul este mic. Bugetul la orice comună... Probabil, nu, depinde și de numărul satelor și de numărul locuitorilor, pentru că e vorba de impozitul. Depinde într-o mai mică și mai mare măsură, să zic așa. La nicio comună bugetul nu ajunge, cheltuielile de întreținere a comunei nu le ajunge mai mult de 6-7 luni. Și apoi intervine... Am înțeles, întrebare. Cu ce bani doriți să rezolvați aceste probleme? Cu ce bani? De unde vreți să luați banii ăștia? Având în vedere că aceste proiecte sunt niște proiecte totuși... cu sume importante, consistente de așa. Scumpe, da. Nu, singura este, se bazează pe atragerea fondurilor externe europene, chiar guvernamentale în cel mai rău caz, dar fondurile europene în general. Uh-huh. Eu știu, întocmit un proiect, luat ghidul unui proiect, urmărit toți pașii și luptat ca acel proiect să facă parte din proiectele care vor fi finanțate. Știți că e o ordine a proiectelor. Pe niște punctaje, pe niște... Cel puțin, nu știu, nu știu, ce vreau să spun este cum au reușit vecinii noștri să beneficieze de aceste, suntem o comună totuși frumoasă și aș vrea să dau un exemplu, bine, dom'le, m-am uitat inclusiv străduțele prin satele alea, suntem totuși, m-am uitat, sunt alte comune mult mai, aș vrea să mă fac înțeles, de exemplu Săuleștiu, dom'le, are niște străduțe de 6 metri proprietăți la... în marginea drumului proprietatea venită. Noi avem totuși niște șanțuri, avem pe unde introduce niște utilități. Câte sate are Săuleștiu? Săuleștiu, 3-4 sate, tot să așa? Zic așa. Tot așa, da? E mai scurt ca da? Distanță decât, uh-huh. Dar toată stima ce e la Săulești. Deci, nu știu. Ce au făcut, cum s-au descurcat, nu știu. Asta vreau să aduc în discuție. Nu știu. Puteți merge într-un schimb de experiență la... Nu, că văd, lucrez zilnic, poți păi merge de să vedeți, trebuie să știți care e soluția. Doamne, nu știu care e soluția. Trebuie, omul sfințește locul, asta e soluția. Deci da? Nu e altă soluție. Și ce, deci, ce lucrări ați vrea să faceți? În ce ordine? Ce vreți să faceți prima dată? Omenește ar trebui să începem cu... În primul rând m-a interesat alimentarea cu apă și canalizare. Și deși e un proiect, cum vorbeam, consistent, dar... ar fi în prima fază pentru că
avem și ulițe și ar fi de bun augur să introducem apa și canalizarea pe acolo ca să putem apoi asfalta aceste ulițe. Corect. Mulțumesc pentru timpul alocat subiectului infrastructură. O să continuăm în următoarea intervenție. Domnul Ionuț Drăgoi, candidat PSD pentru funcția de consilier județean, dumnealui o să ne prezinte situația și viziunea PSD-ului în ansamblu pe întreg județul legat de dezvoltarea Gorjului. Da, încă o dată vă mulțumesc pentru invitație, este ceva nou pentru mine. Cu multă plăcere. Vreau să vă spun o confidență. Eu am intrat în politică și m-am înscris în cursa electorală tocmai pentru a arăta că se poate și tinerii au loc în acest eșichier politic, să zic așa ceva. Toți foștii mei colegi sau marea lor majoritate nu se mai regăsesc sau nu mai locuiesc în Târgu Jiu sau în județul Gorj, au rămas în București sau unde au terminat facultățile și nu vreau... Unde locuiți? În Târgu Jiu. Okay. Și nici o clipă nu am fost plecat din Târgu Jiu, tocmai pentru a demonstra că și noi tineri avem un viitor în județul Gorj. Intrarea mea în politică nu este cu interes decât acela pentru al cetățeanului, pentru tineri, pentru o nouă viziune, pentru o conlucrare cu oamenii cu experiență ca și domnul Catrinoiu. Pentru arăta că și tinerii au loc și au viziune în acest județ. Partidul Social Democrat, să trecem la subiectul nostru, propune o serie de proiecte pe care le-a început și care vor fi continuate în mandatul 2016-2020, referitor la infrastructură, care este oglinda județului. Au fost demarate o serie de lucrări de reabilitări sau de modernizare de drumuri. Aș putea să vă dau un exemplu: drumul județean Ciupercen-Godinești-Tizmana, Peștișan-Brădicen-Buduhala sau Târgu Cărbunești-Țiclen-Peșteana-Jiu sau Filiaș-Petroșani, care a fost început, țin minte, pe vremea domnului Berceanu și recepția făcută în timpul premierului Ponta. Că tot a venit de domnul Ponta. Nu putem avea un mers bun al lucrurilor dacă nu avem și o guvernare care să ne sprijine. Normal, pentru că drumurile astea, majoritatea, sunt naționale, de care vorbeam. Nu, sunt și județene. Și județene. Dar și naționale. Exact. Și se fac de către ministerul, de către Agenția Națională a Drumurilor și Autostrăzilor. CNADNR. CNADNR, da. Exact. Compania. Exact. Cum ziceam, fără o guvernare competentă și aplicată spre oameni, spre nevoile oamenilor, nici noi la nivel județean nu cred că putem face mare lucru. Infrastructura, deci, e un prim capitol important în următorii 4 ani pentru conducerea PSD și pentru Consiliul Județean. Modernizarea unor tronsoane deja începute, reabilitarea altora, continuarea lucrărilor de reabilitare pe sistemul rutier Mehedinți-Văgiulești, Samarinești-Motul, după aia Cătunele, Glogova-Cămâiești. Am dat un exemplu. Amenajarea chiar unui aerodrom pe raza județului Gorj, în parteneriat public-privat, care va fi realizat din fonduri nerambursabile. O altă prioritate a Partidului Social Democrat este turismul. Și aici vreau să mă leg puțin de municipiu care deține o nestemată, și anume Brâncuș. Și ne oprim aici și continuăm. Despre asta în intervenția următoare. Revin la domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNCCD la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și pentru Consiliul Local. Să continuăm, domnule Catrinoiu, cu planurile partidului. Am observat că marea majoritate a
contracandidaților, au propus locuri de muncă, foarte multe. Ei, vreau să le amintesc contracandidaților că locurile de muncă nu le dă primarul sau nu le face primarul. Dar primarul are obligația ca prin echipa de consilieri de care dispune la toate partidele să creeze acele parcuri industriale de care este mare nevoie în municipiul Târgu Jiu. În acest sens, eu, în măsura în care voi fi ales primar, voi crea 4 parcuri industriale care să cuprindă toate zonele orașului, toate cu ieșire la linia ferată și la căile de acces la șosele, pentru ca acei investitori care vor veni, aceste parcuri vor avea totul de la A la Z, acea infrastructură de care ei au nevoie. Utilități. Apă, canalizare, curent, gaze și așa mai departe. Ceva facilități? Deci, iar în ceea ce privește faptul că ei vor veni să facă investiții, li se vor acorda facilități fiscale mai cu seamă pentru fiecare tânăr pe care îl angajează. Din Goș sau din Târgu Jiu? Din Târgu Jiu. Din Târgu Jiu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu mai trebuie să coasem cuvintele cu ața albă. Nu. Ele trebuie structurate, pentru că vreau să vă spun că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat are prieteni în toată Europa și în toată lumea și sunt convins că vor veni cu investiții foarte importante, mai cu seamă că am identificat cel puțin 2 puncte unde se pot face aeroporturi care să fie pietrele unghiulare ale acestui minunat oraș, care poate să aducă acești investitori, pentru că dacă îi aduci pe șoselele noastre sau cu trenurile noastre, nu ai făcut mai nimic. Decât dacă facem niște șosele decât, mai bune. Da, decât și oricum facem, distanțele sunt mai scurte să mai prin spun, aer. Și aș vrea să mai spun ceva. Va trebui să nu mai fim atât de reticenți și să punem tot felul de probleme și al celor puțini care au venit către noi. Pentru că, vedeți, nu ne ajunge că suntem de săraci, dar de multe ori suntem și fuduli. Suntem și fuduli și din cauza aceasta se întâmplă lucruri importante și știți cum se spune că peștele de la cap se împute. Și atunci, haideți să gândim sănătos. Eu le-am propus și contracandidaților, dacă au gândire sănătoasă și sunt în stare, să vină să facem o dezbatere publică, să murim pe baricade, dar să avem tăria să spunem lucrurilor pe nume. Dom'le, da, ideea lui a fost mai bună decât a mea, sau programele, sau astea. Vreau să vă spun că un singur om mi-a recunoscut și mi-a mulțumit, pentru că am candidat atunci cu el la Bălești, Aristică Paicu, care mi-a mulțumit, zice, ți-am preluat proiectul, te superi. Zic, nu, Aristică, de ce să mă supăr? Pentru că ai continuat și dovadă că nu m-am supărat pe el, am și donat Comunei Bălești un hectar de pământ pentru stația de epurare. Felicitări donat pentru asta, felicitări. Continuăm cu domnul Eugen Alexandrescu, candidatul al de la funcția de primar al Comunei Jupânești. Vă rog să vă continuați ideile, că v-am întrerupt, așa cum spune regula. Mergeam pe buget, să zic, când ne întrebați ultima, bugetul în ce... Că bugetul e mic și că aveți nevoie de fonduri din afară. De asta da. Vă întrebam. E clar că e nevoie de fonduri din afară pentru lucrări. Consider că pentru lucrări. Totuși... Un primar putea să crească bugetul. M-am uitat să vă dau exemplu tot. Nu știu, am venit poate să fac campanie mai multă, dar trebuie să-i aduc în discuție Comuna Săuleștianinul asta. Să vă dau un exemplu pe retrocedare care duce direct către buget. Retrocedarea păduilor, să zic așa. În Comuna Săuleștianinul asta s-a retrocedat undeva la 90%. La noi, la Jupânești, s-a retrocedat undeva la 40%.
Diferența aceasta de se regăsește în bugetul comunelor prin impozitele care... Impozitele pe pădure, pe care cetățeanul de... Plus de asta, cetățeanul ar fi beneficiat de acel trup de pădure. La noi ce se întâmplă? S-a pus problema foarte simplist. S-au invalidat cererile cetățenilor pe, în urma celor trei legi de retrocedare care au fost. Dar știi mare și parte de ce s-au invalidat? Că s-au o acuzație pe care nu prea putem prova. Poate cunoașteți motivul pentru care s-au invalidat dacă tot lucrați în prima fază, sistemul silvic. Proprietarul trebuia să facă dovadă cu acte și așa. Nefăcut dovadă cu acte, în urma invalidării cetățeanul era obligat, adică să meargă pe instanță cu, la proba cu martori. Avea posibilitatea, primăria putea să facă lobby pe lângă cetățeni și să le explice lucrul acesta. Nu doar ce? Să le explice. Următorul pas este instanța și așa s-a procedat. Credeți la săvârșirea noastră. Credeți că nu știau cetățenii ca următorul pas? Mare parte să știți că da. Mare parte din discuții. Dar invalidarea, îi acuzați că au făcut invalidare sau nu exista altă soluție decât invalidare? Nu, consider că trebuia o mai multă, eu știu, discuție cu cetățenii pe aspectul respectiv, ca să fie lumea să fie foarte bine, să înțeleagă acest aspect. Și dumneavoastră, dacă veți fi primar, veți discuta cu oamenii și veți ajuta să meargă la instanță sau ce? Voi consult... Nu, acu-i târziu, vă dați seama, lucrurile aici a fost un subiect, o paranteză. Nu... Păi de ce? E târziu să se meargă la instanță pentru... La acea invalidare avea un termen de 15-30 de zile. Atunci, nu mai poate acum să ceară numai dacă mai apare o a patra lege de retrocedare care să facă obiectul retrocedărilor. Da? Deci altfel lucrurile sunt, subiectul e închis și... Nu știu. Alt aspect ar fi cadastru, să zic, la nivel de localitate. La Jupânești, retrocedarea s-a făcut, nu știu, ar trebui, s-a făcut din birou, să zic așa, și nu s-a ridicat în plan nicio suprafață. Sunt niște acuzații care nu le puteți dovedi în momentul ăsta și nu pot să vă las să continuați informația. Nu e problemă. Păi nu, ideea este că cum dovedim că s-a făcut din birou? Foarte multe titluri sunt greșite, să zic nici așa. Nici asta cetățeanul nu putem când, dovedi, îmi pare rău, dar nu vă pot lăsa să faceți acuzațiile astea. Deci nu se pot dovedi aceste informații. Nu e problemă. Hai să merg atunci pe ce vreau să fac. Probabil. Cum să vă spun, dacă conducerea, dacă primarul de la Jupânești ar fi aici de față, atunci dumneavoastră ați putea acuza, el ar avea posibilitatea sigur să se apere, da. Se apere. Atâta timp cât nu este aici, nu ne permite legea să vă lăsăm să acuzați. Ce să spun? Zic să spuneți ce veți face dumneavoastră în referitor... următoarele 20 de secunde. Le las, să zic așa, o mai mare consultare cu cetățenii pe toate prioritățile care vor apare și rămân și în funcție de discuțiile cu aceștia, luarea veți unor decizii. Ce trebuie făcut? Ce trebuie făcut, da? Pe priorități. Pe priorități, adică da. În funcție de priorități, am înțeles. Trebuia să vă aduc la cunoștință că îmi pare rău că am intervenit în informațiile pe care le aduceați, dar sunt obligată să vă aduc la cunoștință că acuzațiile care nu pot fi aprobate pe loc nu pot fi nu se permite potrivit legii și potrivit deciziilor CNA să fie enunțate pe post, pentru că trebuie ca cel care este acuzat să aibă posibilitatea să răspundă sau dumneavoastră să dovediți pe loc ceea ce afirmați. Lucrul ăsta nefiind imposibil pe loc, trebuie să vă opresc, îmi pare rău. Și e valabil pentru toți invitații. Am înțeles. Deci încercăm să ne concentrăm pe planurile noastre de viitor. Nu vreau să fac o cenzură aici, dar așa spune legea. Domnul Ionuț Drăgoi, candidatul PSD la Consiliul Județean Gorj, să continuăm. Da, cum spuneam, vorbeam inițial de infrastructură ca fiind oglinda județului. Legat strict ca următoare temă, legat de infrastructură, noi ce putem valorifica este turismul. Turismul în Gorj ar putea fi o nouă sursă de venit sau o alternativă la minerit, că tot se vorbește de concedieri, de 5.000 de concedieri. Există și acum, dar destul de firav. Vă gândiți la un turism, o industrie a turismului mult mai puternică, nu? S-ar putea face. Eu cred și voi susține... Cum și unde? Păi în primul rând s-a început deja.
prin promovare națională și internațională. S-a făcut foarte bine. Anul acesta, zilele Brâncuși sau anul Brâncuși a fost promovat foarte bine. A fost promovat județul Gorj la târgurile internaționale, la Berlin, la Viena, în diverse oportunități. Și nu numai Brâncuși. Noi avem în județul Gorj, am foarte mulți prieteni care m-au vizitat și mi-a spus: domnule, de ce nu valorificați mult mai mult partea asta? Aveți exemplu Grecia, care e o țară eminamente turistică. Avem Mănăstirea Tismana, avem Mănăstirea Lainici, avem Cheile Sohodolului, avem multe și multe. Zilele acestea am fost chiar la Mușetești, o zonă superbă, unde s-ar putea face mult, mult mai mult. Sperăm că în următorii 4 ani, când o să fie primar PSD, să facă când mult mai multe. Sperați că o să fie primar PSD? Din moment ce... Trebuie să fiți optimiști. Sperăm și sigur va fi. Ok. Dar perfect. Din moment ce nu s-a făcut de atâta mari de vreme nimic acolo în zona aia, deși vă spun, e o zonă... Știu că extrem și eu am fost de... și am vizitat de multe ori, am trecut de multe ori prin Mușetești. Și nu numai toate acea zonă. Toate localitățile de sub munte sunt foarte... Exact. Frumoase și pretabile pentru turism. Și plus Cheile Sohodolului. Au fost niște inițiative ale alpiniștilor gorjeni, Asociației Alpiniștilor, să se organizeze diverse concursuri, să se promoveze acea zonă. Domnul primar Câmpeanu chiar a avut unele inițiative de lăudat, chiar acum 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, cu acel raliu off-road, ceva de genul. Deci se poate mult mai mult prin promovare și prin aducerea la suprafață, să zic așa, bogățiilor turistice gorjene. Am să vă întreb despre Rânca, pentru că acolo e o zonă deosebită din punct de vedere turistic, dar cu probleme. În 30 de secunde și reluăm după, în cazul următor. La Rânca, din câte știu, s-au rezolvat unele probleme, urmează să se rezolve și partea de canalizare, apă. Aici ar fi cele mai mari probleme. De asta spun că sunt probleme acolo. Bine, lucrurile, nu știu parcări, exact. Lucrurile nu știu dacă au fost de la început bine structurate și... Dar se vor remedia pe parcurs. Sunt convins de asta. Bun, s-a terminat timpul și... Timpul numărul 2, cum s-ar spune, runda numărul 2 din această dezbatere. Revenim la domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNCCD pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și pentru funcția de consilier local. Domnule Matei Catrinoiu, să continuăm cu planurile dumneavoastră pentru municipiul Târgu Jiu. Deși puteau să se facă demersurile necesare pentru aducerea osemintelor lui Brâncuș, nici acum nu am acea liniște, pentru că, vedeți noastră, el a fost al nostru și trebuie să fie al nostru. Ori nu s-au făcut acele demersuri care puteau să aducă aceste osemintă. Totuși, aș vrea să spun că nici până la ora actuală nu a fost pusă în evidență așa cum trebuie opera lui Brâncuș. Ar trebui, și nu că ar trebui, conform planului inițial, axa brâncușiană era o axă decât pietonală, nu aveau ce căuta mașini pe zona respectivă. Ea era cu jardiniere de flori pe mijloc până la biserica de Aram, așa cum mi se spune, strada pavată cu granit și nu cu altceva, și în altă ordine de idei se putea face mult mai mult, adică
se putea devia împreună cu Ministerul Transporturilor obligată linia ferată, contribuția primăriei și asta, să facă un tunel pentru doar pe zona unde traversează această axă brâncușiană și ar fi fost un lucru extraordinar. Subteran. Adică să venim cu trenul. Cu trenul intra de undeva, de la... Intrarea în Târgu Jiu? Intrarea, nu atât de mult. Deci, două, mai aproape. 100-200 de metri aeroilor. Maxim, doar un tunel și lăsam calea. Nu poate să coboare așa într-un unghi foarte abrupt. Nu, deci e nevoie de ceva lungime. E ceva lungime și era și de efect, să știți. Cu ieșirii dintr-o parte și dintr alta făceam gara chiar mai aproape să fie în zonă ca pietonii, indiferent de turiștii, chiar dacă veneau cu trenul, să iese direct în acest spațiu. Da, nu este un moft al meu, dar el, așa cum toate țările lumii își respectă acești oameni, cum sunt sculptorii, pictorii, așa trebuie și noi să respectăm pe Brâncuș și să facem toate eforturile pentru a câștiga bani, nu pentru altceva. Pentru turism, că acest turism și dacă mai reușim să aducem și osemintele, ar fi ceva extraordinar. Da, am o întrebare, domnul Catrinoiu, mulți târgujieni, printre care și eu, suntem nemulțumiți de faptul că se circulă foarte greu în Târgu Jiu, adică la orele de vârf, Victorie, este mașină lângă mașină, faci o jumătate de oră de aici este până în centru. Este incredibil faptul că la noi au apărut aceste sensuri giratorii care, și vă spun că se putea schimba circulația în mai multe feluri și asta, putea lăsată circulația liberă, fără acele sensuri giratorii care mai mult încurcă. Dar se stă mai mult la semafor decât la sensul giratorii. Cu posibilitatea ca cei care pietonii aveau un buton, apăsau pe el, își aprindeau când era lumina, deci când erau mai mulți la asta, apăsau și treceau, traversau. Liniile pietonale puteau fi astfel... S-a terminat timpul. Trecem la timpul 3 pentru domnul Eugen Alexandrescu, candidatul ALDE pentru funcția de primar al comunei Jupânești. Vă rog să vă continuați planurile de viitor pentru comuna Jupânești. Un punct al comunei, ce aș vrea să... După cum se știe, comuna este traversată la limită undeva de râul Gilort. Da. Cursul acestui râu a intrat foarte mult pe terenurile agricole, extravilane cetățenilor, în mai multe sate, în speță satul Vidin, satul Jupânești, dreptul gării, și cel mai drastic satul Vierșani, unde este o eroziune de undeva la 250-300 de metri. Nu este atributul primarului, dar aș vrea totuși să fi iau măsuri, eu știu, pe lângă apele române ca să oprim această, să regularizăm cursul acestui râu. Nu se poate să ne permitem să dacă ne trezim vă rog că... să nu mai faceți da, pixul, da, sigur. Că exact în dreptul microfonului facem da, mult da, zgomot. Da. Așa, o regularizare a Gilortului. Da. Totuși, este ciudat, Gilortul are malurile foarte înalte, nu știu, mai rar găsești. De ce? Are momente în care volumul de apă e foarte mare? Nu neapărat. Știți, ca orice râu, atunci când merge, să zic așa, în zigzag, undeva lovește. Deci, nu sunt de vină, consider că nici balastiele care au fost amplasate pe râul Gilort nu au aport un... Asta este, din când în când trebuie totuși o regularizare pe care apele române ar fi obligate prin lege să o păstreze, dar nu știu ce se întâmplă, că nu... Este o doleanță foarte mare a oamenilor din zonă. Deci veți solicita apelor române absolut, cu prioritate. Rezolve problema. Da, da. Știu că și la Albeni, efectiv, mânca din terenul oamenilor, de nu mai știau oamenii
rămâneau fără pământ și nu știau pe ce să dea vina. Au fost cazuri acum la Apia, când s-au dus la Apia, în decurs de câțiva ani s-au trezit că nu mai corespunde suprafața cu cea declarată, cea din titlul de proprietate, sigur. Foarte frumos este că la Alben s-a întâmplat să ia un mal de pământ de pe o parte a apei, să o ducă pe partea cealaltă, la alt proprietar. Și ia și hotărăște al cui e pământul ăla care l-a mutat gilor tu. Este destul de dificil, pentru că glumim, cele patru puncte cardinale de pe titlu, unul se spune râul gilor, și care asta și, probabil nu m-a prins. Râul gilor, dacă ți-a 100 de metri pătrați, se simte. Se simte și nu numai, mai e puțin și o să ajungă în sat. Probabil o să, în cazul în care ajunge în sat, o să ne obturăze inclusiv drumul de acces al... Da, pentru că e paralel cu gilortul, cam câți metri sunt de la gilor până la drumul? Mai sunt, o să zic, 150 de... drum comunal. Comunal e? Da, drumul comunal Vierșan-Frasinu. Vladimir, da, da, chiar statuia lui Tudor în colț. Tudor, așa, 54 de secunde, ce altceva vreți să schimbați în Jupănești? Ce aș vrea, nu știu, să las un subiect mai târziu. Aș zice cu școlile. Avem o școală generală de 8 clase și mai multe școli primare în 3 sate, 2 sate, să zic, unde activează un învățător pentru 4 clase. Eu aș vedea lucrurile să comasăm aceste clase. Deocamdată Comuna Jupănești beneficiază doar de un microbuz. Cu două microbuze, probabil acest aspect, comasând aceste școli, una vei da naștere la un învățământ mai de calitate, un învățător lucrând cu o clasă, și doi, se vor reduce cheltuielile, să zic așa, de întreținere, de lemn, și foc pentru... Și veți închide o școală în felul ăsta sau câte? Două, să zic așa. Două. Eu consider și că... unde vor merge copiii? Spre centrul comunei? Spre centrul comunei, sigur. Spre centrul comunei. Dacă mai am... 5 secunde. 1, 0. Da, 5 secunde, când m-a anunțat colegul, am mai trecut câteva între timp. Domnule Ionuț Dragoi, candidatul PSD la funcția de consilier județean, vă rog să vă continuați ideile cu planurile noastre de viitor pentru județul Gorj. Da, am vorbit de infrastructură, turism. Cred că o prioritate importantă pentru următorii 4 ani și până în 2016, pot să zic, pentru Consiliul Județean Gorj. Și din 2016-2020, da, o să fie sănătatea. Ceea ce mi se pare îngrijorător, știi și dumneavoastră, plecările cadrelor medicale în țările mai dezvoltate decât noi, deși și noi tindem spre acest deziderat. Noi am vrea să ne păstrăm cadrele medicale competente aici în județul nostru. Avem un bun exemplu chiar pe lista noastră de... Da, și Cărbuneștiu, și pe lista noastră de consilieri județeni, domnul Niculescu. Ceea ce vreau să spun și să subliniez, guvernarea Ponta, că spuneam că este într-o strânsă legătură cu guvernarea, să zic așa, la nivel de județ. Guvernarea Ponta a deschis spitale, nu a închis. Guvernarea Ponta a reîntregit salariile bugetarilor, inclusiv a medicilor, a acordat burse pentru medicii rezidenți. Deci au fost niște măsuri de încurajare a cadrelor medicale pentru a rămâne în țară. N-aș vrea să înșir proiectele derulate de Consiliul Județean până acum. Nu, că n-aveți timp. Exact, nu este nici timpul. Mai bine spuneți-ne ce vreți să faceți, că ce ați făcut s-a văzut deja. S-a văzut deja și la Spitalul de Pneumofiziologie de la Dobrița, reabilitarea și modernizarea aparaturilor, la Spitalul Județean, iar s-au făcut foarte mulți pași spre normalitate, zic. Acum doriți pentru medici să le măriți salariile sau ce vedeți că asta e ține de guvern? Poate nu. Să le dați stimulente de la Consiliul Județean? Nu, poate nu. Că s-o putea. Noi o să facem tot ce depinde de Consiliul Județean, adică ne vom ocupa de... Vă dau un exemplu, extinderea spațiului administrativ la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, crearea unui nou corp pe o suprafață de 700 de metri pătrați. Ar fi un exemplu. Bun.
reabilitarea, modernizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență, iar ar fi un punct, zic eu, important, continuarea unor lucrări începute și nefinalizate, dotarea cu aparatură medicală corespunzătoare și modernă a spitalelor. Deci lucrurile s-au mișcat și cred eu că vor merge către un sens normal al lucrurilor. Mai aveți 55 de secunde, puteți continua eventual pe altă idee dacă nu mai continuați pe spitale? O altă problemă stringentă a județului care e de actualitate de cam multișor timp e zona mineritului. Vreau să vă spun, atâta timp cât domnul prim-ministru Victor Ponta a fost la guvernare, a afirmat și a subliniat faptul că nu vor fi concedieri, centrul administrativ va rămâne la Târgu Jiu și asta s-a întâmplat. Că acum se petrec alte lucruri. Și dumneavoastră nu mai e la guvernare? Noi susținem în continuare. Adică nu mai e prim-ministru? Exact. Da, înțelegem. Noi susținem în continuare păstrarea locurilor de muncă și am reiterat ori de câte ori am avut ocazie. S-a terminat timpul, puneți înapoi pe domnul Ponta și rezolvați problema. Să sperăm. Dar știu, vreți prim-ministru. Să sperăm. E normal. Să sperăm. E normal. Multă lume vrea. Orice partid vrea să aibă prim-ministru. Bun, să continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNCCD la primăria Târgu Jiu, dar înainte de a da drumul la cronometru am o observație de făcut. Scriam acum câțiva ani și în Jurnalul Național și în Vertical despre Spitalul Groazei, care era Spitalul de sub Pasarela. Într-adevăr, acum arată altfel, deci chiar s-a făcut. Arată cu totul altfel, a fost reabilitat sau cel puțin o parte din el, nu știu dacă tot. Să continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, este ultimul calup. Vom prezenta și pentru prima dată spotul electoral al domnului Matei Catrinoiu la finalul timpului dumneavoastră. Deci 3 minute jumătate aveți și apoi spotul electoral, vă rog. Avem în vedere, având în vedere faptul că orașul Târgu Jiu este aproape mașină pe mașină, oamenii ăștia la poliția locală nu mai prididesc cu amenzile pe care le dau amărâților, pentru că, domnule, nu ai unde să lași mașina efectiv și trebuie să o lași undeva și zice, domnule, aici nu e voie, dincolo nu e voie, dincolo ai greșit și uite așa, deci consider că este nedrept și nedemn să se dea aceste amenzi, asta 1. 2. Trebuie atâta timp făcute, când nu sunt locuri de parcare, vreți să spuneți. Atâta timp când nu sunt locuri de parcare. 2. Trebuie luate măsurile cele mai urgente, măsuri pe care le voi lua cu siguranță în ceea ce privește parcările subterane și supraterane. În ce zonă veți face parcări? Există mai multe posibilități în zona, în apropiere de moluri, în apropiere, în zonele cu mai multe, adică cu mai multe blocuri, am identificat în mai multe locuri aceasta pentru a le grupa și, vedeți noastră, a aerisi circulația și viața oamenilor, acolo fiind asigurată inclusiv paza acestor mașini, pentru că au avut loc și foarte multe spargeri. Chiar se parchează mult pe străzi. Și ăsta e un motiv de aglomerație. Am în vedere pentru ca bătrânii să poată să beneficieze de o viață tehnită și liniștită, nu să ne folosim doar de voturile lor, la construirea unui cămin de bătrâni cu o capacitate chiar până la 200 de locuri, unde să primească mâncare, haine, tot ceea ce trebuie până la sfârșitul zilelor lor. În altă ordine de idei, aș vrea să mă adresez târgujenilor cu următoarea rugăminte. De a da votul lui Catrinoiu Matei și echipei sale, care vreau să vă spun că va renoda istoria Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat
Partid Martir, care a plătit cu tribut 300.000 de suflete au murit în temnițele comuniste. Pentru acest lucru am dreptul să mă bat, pentru acest lucru, ca fiu de deținut politic, am dreptul de a opta ca copiii noștri să nu mai trăiască ceea ce am trăit noi. Viitorul trebuie asigurat începând de ieri, nu de azi, nu de mâine. 30 de secunde mai aveți. Pentru aceasta rog să voteze Catrinoiu Matei primar și echipa sa, care e echipă formată dintr-o serie de oameni de cea mai bună calitate, care nu au avut și nu au probleme cu legea. Votați cu încredere partidul primar Catrinoiu Matei și consilieri locali ai acestui partid. Să vedem și spotul electoral al domnului Matei Catrinoiu, precum și un spot de informații pe care le dă Ministerul de Interne cetățenilor. Eu am să... Sunt Matei Catrinoiu, avocat, candidez pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și de consilier municipal. Vreau ca municipiul Târgu Jiu să devină o metropolă a turismului european. Vreau să fie respectată legea și economia orașului Târgu Jiu să devină funcțională. Dacă doriți să ne luăm orașul înapoi, votați Matei Catrinoiu, primar! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Da, continuăm cu candidatul Eugen Alexandrescu al Partidului ALDE pentru funcția de primar al Comunei Jupânești, colegul de platou al domnului, al nostru, domnul Matei Catrinoiu, a ieșit din emisiune pentru că nu mai are nicio intervenție și pentru că are o problemă foarte urgentă de rezolvat. Îl scuzăm pentru asta, scaunul dânsului este deja gol, ne-a lăsat în schimb programul electoral care îi ține locul. Să continuăm, domnule Eugen Alexandrescu, star cronometru regia. Printre proiectele mele am, prin consultarea cu cetățenii, am propus înființarea unui târg de animale și produse agricole. După cum se știe, mai sunt persoane destul de multe care se ocupă cu cultivarea terenului agricol în zonă, creșterea animalelor și ar fi de bun augur să aibă unde să-și valorifice puținul acela care îl câștigă fiecare. Un alt aspect care aș vrea să-l aduc în discuție ar fi înființarea unui centru de consultanță în primărie pentru proiectele europene care l-aș viza. Consultanță pentru cine? Pentru cetățeni. Pentru cetățeni, cât și noi ca primărie, probabil să ne folosim de el în proiectele ghid pe care vorbeam. Că vreți să le accesați. Sigur că da. Așa, ce aș vrea să mai spun în cazul în care o să ajung primar, să zic așa, deși îmi doresc... Cred că nu avem cronometru? Trebuie luat în discuție totuși încadrarea unui vice totuși în cadrul primăriei Jupânești, datorită faptului că noi de 20 de ani nu avem vice la primăria Jupânești și consider că ar fi un om care... Calculăm, s-a oprit sigur, un metru, calculăm om, minutele și mă anunțați când ar este fi regia, un om în plus care trebuie să ieșim cu domnul Alexandrescu. Referitor la vice spun că ar fi un om care ar
aduce totuși niște îmbunătățiri în relația om-cetățean. Dar de ce nu aveți viceprimar acum? Ghicitoarea mea, nu știu. A fost demis de către consilieri? Nu a fost niciodată pus în 20 de ani un vice. N-ați avut vice N-am niciodată? N-am avut vice, dar primarul a preferat să lucreze de unul singur. O acuzație pe care nu puteți dovedi. Ba da, că vice n-a fost de 20 de ani. Păi asta... nu, dar consilieri sunt cei care aleg viceprimarul. Atâta nu timp, primarul. Atâta când există o majoritate... Asta înseamnă că acei consilieri au decis așa, nu? Da. Bun. Nu știu câte minute mai am, aș vrea în final să spun... Să zicem două. Să spun că îi asigur pe locuitorii comunei Jupânești că am intrat în această campanie cu... nu am intrat în această campanie cu gândul de a face jocurile cuiva, că am fost denigrat de colegii, unii colegi care sunt cu ei în competiție. Am intrat cu gândul să câștig aceste alegeri și cu gândul să aduc o îmbunătățire totuși a traiului care este de zi cu zi în această comună, după cum și vorbeam. Pe aceasta sunt structurate proiectele mele. Ce să le spun la cetățenii? În cazul în care mă vor pune în valoare, o să le promit că o să mă pot uita în ochii lor peste 4 ani. Și mă voi strădui să pun în aplicare toate proiectele pe care le-am enumerat. 30 de secunde. Care le-am enumerat și... Îi asigur de asemenea că voi pune interesul comunei pe primul loc și interesul meu personal pe ultimul loc. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnule Eugen Alexandrescu. Și acum urmează domnul Ionuț Drăgoi, candidatul PSD pentru funcția de consilier județean al județului Gorji. 3 minute și jumătate va avea domnul Drăgoi, pentru că are și un spot electoral care va fi difuzat, așa cum spune legea, pe timpul dumnealui de antenă. Să încercăm un cronometru. Merge. Poftiți, vă mulțumesc că mă oferiți posibilitatea să închei emisiunea. Rămăsesem la minerici și energie. O mare problemă a județului nostru. Cum spuneam, noi, PSD Gorj, am susținut locurile de muncă în minerit și energie. Vrem ca aceste locuri de muncă să fie păstrate. Nu vrem concedierea niciunui om. Nu ne dorim acest lucru. Am și întreprins acțiuni în acest sens, v-am spus, acea petiție online care a fost semnată de foarte mulți oameni, acele, să zicem, meeting-uri de susținere a complexului energetic Oltenia. Am strâns chiar semnături pentru a merge la Ministrul Energiei. Deci s-au făcut foarte multe în acest sens. Ce ne dorim pe viitor? Nu mă pricep, vă spun sincer, nu mă pricep pe zona asta energetică, dar ce pot să vă spun? Coordonarea activității de minerit și energie să se facă de către specialiști. Ar fi una din propunerile noastre și cred că este o soluție viabilă. Și a doua propunere, mixul energetic. În care să intre hidro, termo... Exact. Eoliene... Solare, tot. Și tot. Atunci prețul va fi mai mic, nu? Evident, evident. Cineva îmi spunea din zona aceasta că mineritul în județul Gorj nu va mai dura mai mult de 30 de ani. Noi trebuie să găsim soluții pentru a păstra locurile de muncă sau să găsim alternative la... inevitabilele concedieri sau tocmai din cauza acestui fenomen, până la urmă natural. Dispariția mineritului nu e că vrea X sau Y. Dispare o dată cu rezerva de cărbune. Exact. Dar măcar să avem până atunci. Exact. Noi trebuie să ne pregătim, să nu să așteptăm altceva. 30 de ani până se termină rezerva de cărbune. Și noi trebuie să venim cu alternative. Și oricum, ritmul în care se fac acum disponibilizările, cred că se va termina mai devreme. Doamne ferește. Eu nu vreau să anticipez. Și v-am spus, eu vreau să vorbesc mai mult de mine, de ce vreau să fac în Consiliul Județean ca tânăr și... Bineînțeles pentru tineri și... ce veți face? Spuneți-mi într-un minut. Pentru tineri? O să încercăm să le oferim această alternativă. Ce cred eu că se poate face în județul Gorj? Turism și agricultură.
Pe partea de agricultură, noi susținem dezvoltarea micilor întreprinzători. 30 de secunde. Prin lucrurile abilitate Consiliului Județean, adică consultanță permanentă privind accesarea de fonduri europene. Nu este gratuită. Da, această atragere de fonduri europene este foarte importantă. Dacă nu mă înșel, s-au absorbit cam 60%. Și doriți să absorbiți 100%. Asta ne-am dorit, dar am fost împiedicați un an de zile. S-a terminat timpul. Vă mulțumesc. Vedem și spotul electoral și apoi ne luăm. La revedere. Partidul Social Democrat Gorj a fost și rămâne un partid al proiectelor. Avem programe pentru fiecare domeniu în parte. Infrastructură, sănătate, învățământ, turism, fonduri europene și protecția mediului. PSD Gorj rămâne de votat gorjenilor și mereu aproape de oameni. Votați cei trei trandafiri! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Iată, dragi telespectatori, emisiunea Ordinea de Zi a ajuns la final. Au fost invitații mei, pot să spun, la trecut, pentru că domnul Matei Catrinoiu deja nu mai este pe scaun acolo, a părăsit studioul la un moment dat, bineînțeles nu în direct, ci în timp ce se difuza mesajul Ministerului de Interne și a cerut scuze în fața dumneavoastră și a noastră, dragi telespectatori, avea o problemă urgentă care nu mai suporta amânare, trebuia să ajungă într-un anumit loc. Îi mulțumim pentru faptul că a fost prezent astăzi în emisiune. De asemenea, domnul Eugen Alexandrescu, candidatul ALDE la funcția de primar al Comunei Jupânești, și domnul Ionuț Drăgoi, candidat PSD la funcția de consilier județean. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, dragi spectatori, pentru atenție. Ne revedem mâine cu alți candidați.